trebuie să împărtășesc bucuria mea personală și a colegilor mei pentru această ocazie. Strategică a fundației și au grijă ca sistemul nostru de valori să meargă la succes și să fie tot timpul prezent în viața noastră de zi cu zi. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, stimate președinte Columban Gabor, Fundația Civitas, așa cum o cunosc eu până acum, fără să fi avut o interferență directă, așa cum spunea domnul Columban, a fost o fundație pionieră, o fundație a inovării. Sus în jos. Dacă cineva și închipuie că mentalitatea se va schimba de la o pirică și nu de la o lădică, se înșală. În funcție de ceea ce consumăm, suntem sănătoși sau bolnavi. Așa spun medicii, că 70% din maladiile umane provin din intestin, din ceea ce mâncăm. Și atunci nu putem să spunem că nu ne interesează agricultura pentru că nu lucrăm direct. Pentru weekend de vară, domnul Chiarecheaș ne servea cafele, noi eram în pantaloni scurți cu marton și cu oamenii lui și bucățeau proiectul. Atunci s-a născut pentru Cluj primul proiect integrat pe infrastructură și numai pentru Cluj, pentru România. Eu mi-am început activitatea în anul 2008 în Fundația Civitas. Aș zice cu 10 ani, dar cu un an de rătăcire. Dar cel mai mare efort pe care noi îl propunem să facem sau îl facem în comunitățile în care lucrăm este să fim folositori. Practic, această a fi folositor, a fi necesar în comunitate, e elementul care îi motivează. Nu știu, cred că
25 de ani am lucrat și cred că se vede și în secundă și în zonă.